Românii din capitala Canadei își construiesc propria biserică. Deși a fost înființată în urmă cu mai bine de 3 decenii, în 1981, parohia românească din Ottawa nu a avut niciodată un locaș de rugăciune al ei, ci și-a organizat programul liturgic în spații închiriate de la alte confesiuni creștine. În primăvara anului trecut, când o echipă a televiziunii noastre i-a vizitat pe credincioșii români din Ottawa, terenul era pregătit pentru începerea lucrărilor. Acum, la aproape un an distanță, locașul de cult este deja ridicat, fiind în etapa finisajelor interioare. În urmă cu un an, terenul pe care în prezent se află noua biserică parohiei românești din Ottawa era, cum s-ar putea spune în cuvinte biblice, netocmit și gol. O singură cruce ce străjuiește piatra de temelie și un covor de păpădii. Ceea ce nu se vede, însă, este speranța pe care românii din această parte a Canadei și-au pus-o în viitorul acestui loc. Și asta pentru că, de mai bine de 3 decenii, o biserică a lor a fost o permanentă nevoie. Era nevoie de o biserică nouă pentru că nu avem niciun fel de biserică. Slujim într-o biserică închiriată, unde nu avem condițiile necesare desfășurării Sfintei Liturghii și a celorlalte servicii religioase. În primul rând pentru că depindem de programul celorlalți, a catolicilor de unde închiriem biserica. Și atunci se impune să avem biserica noastră, lucru care a fost dorit încă de la înființare din 1981. Și apoi când s-a început să se slujească cu părintele Mitrofor Vasile Vasilache în 1982, dorința membrilor parohiei a crescut pentru a avea biserică proprie. În această direcție s-a încercat adunare de fonduri, s-a încercat mai multe variante a cumpăra o biserică, lucru care este foarte scump aici în Ottawa. Și cu ajutorul Dumnezeu, în 2010, am găsit acest teren, de fapt aici a fost o florărie, am demolat-o și unde urmează să construim biserica. Locul pentru noua biserică a fost cumpărat prin eforturile comunității și este situat într-o zonă cu acces facil din orice parte a capitalei. Noua biserică va fi construită, din câte văd, pe un teren într-o zonă foarte bună și foarte frumoasă. A fost greu să identificați acest teren și ce demersuri presupune alegerea unui loc pentru noua biserică? Este o întrebare la care multă lume a lucrat. Practic, așa cum ați identificat și dumneavoastră, terenul este poziționat într-un loc foarte bun în centrul capitalei Canadei. Există autobuze care au stații foarte aproape de aici, deci practic toți enoriașii noștri vor putea veni și va fi foarte accesibil pentru dânsii ca să vină la biserică. Am cumpărat terenul acum 6 ani de zile și la vremea respectivă am dat $400.000 pe acest teren care îl vedeți în spate. Așa cum vedeți, este un teren dublu, deci practic se pot construi 2 case pe acest teren. De fiecare dată am văzut vizibil ajutorul de la Dumnezeu pentru comunitatea noastră. Prima dată a fost că am găsit terenul acesta. Eu venisem recent în Ottawa atunci și chiar atunci se discuta despre teren. Am venit aici cu părintele, ne-am uitat la teren, a fost o foarte bună oportunitate și comunitatea noastră a decis să cumpere acest teren. Până când noua biserică va fi pregătită pentru slujire, românii din capitala Canadei continuă să participe la sfințele slujbe într-un locaș de cult închiriat. Aici își aduc rugăciunile și speranțele și tot aici este locul în care se întâlnesc pentru simpla bucurie de a fi împreună și își exprimă cel mai adesea această bucurie prin muzică. Dorim să dovedim că, într-adevăr, valorile noastre continuă și venim cu ceea ce este mai bun din România ca să continuăm comunitatea românească de aici să crească și să mândrească cu noi, de ce nu?
Cum sunt receptate valorile pe care le afirmați aici, acele valori cu care veniți din România? Nu e prea simplu, pentru că, desigur, există tendința un pic de a fi dați la o parte, dar prin perseverență și, sincer să fiu, lucrul ăsta l-am considerat foarte mult, prin perseverență și prin devoțiune și prin faptul că, bun, am venit aici să realizăm ceva, continuăm lucrul ăsta și nu ignorând ajutorul Dumnezeu, pentru că cu toții avem și credem că le putem face pe toate, dar dacă nu ne ridicăm ochii la un moment dat și spun, Doamne, ajută-mă, ajută-mă să întâlnesc cu oamenii potriviți, ajută-mă să-mi dai gândurile potrivite, să-mi arăți ce să fac. Ajungem momente de impas în care tu, ca simplu om, probabil nu le poți rezolva. Și atunci, din experiența proprie, am avut multe, multe semne, aș putea spune, și le-am simțit. Le-am simțit și sunt aici într-un loc sfânt și nu mi-e frică să le spun, că le-am avut în viața mea și le-am, cred că, în fiecare zi. Preotul într-o comunitate are o misiune specială, dar la fel are și soția preotului. Iar dumneavoastră aveți experiența acestei calități de soția preotului și în țară, unde părintele a construit o biserică, într-o comunitate rurală. Cum v-ați înțeles rolul aici, unde este o altă societate? Aș putea spune că abia aici mi-am înțeles rolul. În țară a fost mult mai ușor, poate din cauza tinereții. Eram mult mai tânără, nici nu prea înțelegeam eu mare lucru despre rolul preotesei în parohie. Însă cu trecerea timpului, cu experiența dobândită, am înțeles că, de fapt, trebuie să fiu umăr la umăr, lângă părintele, și să fiu egoistă cu mine însă. Egoistă în sensul că trebuie să-mi jertfesc din timpul personal pentru comunitate. De asemenea, nu numai eu singură, ci și copiii noștri, deci întreaga familie, să fim egoiști pentru noi. Dar egoismul acesta pentru noi înșine, de fapt, este dragoste pentru Dumnezeu și pentru semeni. Încercați să le aduceți România aici, în biserică? Prin toate mijloacele. Prin toate mijloacele căutăm să aducem România aici. Nu numai prin relațiile cu ambasada și cu organele României reprezentative în Canada, dar căutăm să aducem România prin port, prin cântece, prin istoria Bisericii Române și istoria României. Încercăm să sădim în sufletele copiilor și a enoriașilor noștri valorile morale. Valorile morale alături de care au crescut. Mă refer aici la valorile morale legate de familie, de relațiile între oameni, de întrajutorare între oameni, de sensibilitate unii față de alții, și în felul acesta încercăm într-un fel sau altul să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că mulțumirea deplină numai de la Dumnezeu vine.